cântă destul de bine, a făcut cunoștință și cu celelalte animăluțe care erau deja în curtea mărțișorului și în primul rând cu găinile, poate că intuiți și voi de ce. Ce fac? Mânca găinile. Doamne ferește! Dacă vă aduceți aminte... Nu, dacă vă aduceți aminte un pic poezia... Le mânca ouăle, bineînțeles, așa. Și eu zic că a avut un motiv ascuns în viață. După ce s-am prietenit, v-a să zică cu alți câini, cu alte pisici, da? S-am prietenit și cu găinile. Trebuie cu geasă, zic.